Am format Strangers. Suntem 5 străini care cântăm împreună și fac muzică și armonie. Să înceapă măcelul. Nu știu engleza deloc. Ați venit în calitate de prieteni și plecați în calitate de dușmani. Da, da, asta e clar. Ce bine! Sunt mulțumit, așa nu-mi place. Pare că am făcut un lucru mărșav. Vestea proastă este că o să spargem trupa. Vestea bună e că unii trec mai departe. Bă, nu, da, atâta patos, atâta patos. Eu cred că a fost bătaie pe băieți. În ce trupe se intre sau ce? Da, pentru că peste tot sunt numai fete. Corect. Și aveam puțini băieți și a fost bătaie pe băieți. A fost un fel de Amazonia. Gândește-te că îți place Dominion și că ea e așa și că știi? Adică să fie cu chichiță. Da. Deci, Moga, tu știi bine, e foarte greu să faci o trupă cu băieți și fete. Faceți ce vrei la momentul ăla. Yeah! Atunci când îți alegi o piesă, tonalitățile sunt foarte diferite la băieți și la fete. Suntem printre cei mai buni. Da. Îți dai seama că dacă a ajuns într-o trupă doi băieți și trei fete, n-au cum să câștige băieții niciodată cauza. Doar, deci fii atent, n-au cum să câștige băieții, n-au cum să câștige băieții doar dacă e una. Da, exact, așa, da, dacă da, trei. În trupă. Cinci străini, același țel, să cucerească inimile juraților. Strangers. Am fost încă dată că ne-au pus să intrăm într-un grup, pentru că în viața am lucrat individual și am vrut neapărat să lucrez într-un grup. Hai, păi că sunt doi. Grupul nostru a fost găsit ca prin minune. Ne-am găsit în mulțime, fetele erau la început în grup. Nu, pe bune, am deja grup format cu patru oameni, mai întrebe unul. R&B sau reggae? Nu sunt rap? O să ne mergem. Hai să mergem acolo. Ulterior ne-au găsit și pe noi, pe rând, aveau nevoie de băieți și ne-au spus că le place foarte mult cum cântăm, energia noastră și vocea. Am acceptat pentru că nu mai erau multe variante și am format Strangers. Ce ți-ar plăcea să vezi mai mult? Strangers normal sau Strangers cu S făcut 5? Se numește Strangers și în loc de S avem un 5. Am venit la ideea că suntem 5 oameni care ne-au întâlnit aici pe platou, ne-am împrietenit și suntem 5 străini care cântăm împreună și fac muzică și armonie și se întâlnește foarte bine. Doamne ajută! Este ca din picioare. Tocmai tu, Ana! Tu trebuie să fii aici, am stâlpul de bază. Deci eu mai am o singură întrebare foarte importantă. Da. Când vine masa? Nici n-am început, mă. Păi da, eu nici n-am mâncat. De ce n-ai mâncat? Pentru că economisești, el mănâncă la lucru. Da. Energie, băi, energie! Să înceapă măcelul. Hai, pa! Ma! Avem două opțiuni. Ori iese foarte bine și îi dăm gata pe toți, ori o dăm de gata. Doamne ferește! Ratatouille! Da, ce frumos s-au îmbrăcat! Noi suntem Strangers și astăzi am venit în calitate de prieteni. Ați venit în calitate de prieteni și plecați în calitate de dușmani. Da, da, asta e clar. M-ați gândit voi că așa e bine să vă grupați? Da. A fost greu? A fost greu pentru că piesa este nouă pentru noi. Da, a fost o mare provocare. Da, du-te tu! Păi, nu contează ce este. Te duc? Oh my God! Du-te să iei ceva! Du-te, ia-o! Ia-o! Acum! Our live a light on! N-aveam ce face. Ne-am ales. Heia, dragoste. Heia. Da, fetele au pus monofol pe Heia. Am fost băieți ascultători și am mers pe mâna lor. E ok să miștăm? Da? Chiar dacă fetelor le place, noi avem o oarecare reținere. Nu ai cum să nu știi, este atât de... Știu, habar n-am, să ascultăm. Eu nici nu știam piesa. Deci faci o interacțiune cu audiența extraordinară cu piesa asta. Cu Erica e mai sigură pe ea, mai sigură, da, de piesa. Ne descurcăm! Deci să fii ok. Nu știu de ce vă panicați atât. Mă panichez pentru că nimeni nu știe piesa în afară de tine. Ea a spus că e o piesă foarte bună, trebuie să avem încredere în ea și am zis că, na, ok. Am zis că e treabă bună, dar înseamnă că ea nu prea ne cunoaște stilul. Eu chiar vreau să fac show. Nu-mi place piesa, adică nu mi se pare că doar show. Adică contează show-ul, dar show-ul poți face pe orice piesă. Hai, să nu mai facem pe șef. Să fim vocali cu toții. Bine? Așa. Unii nu se pot dezobișnui de la șefii. Ok, da, show nu înseamnă tot. Trebuie să fie și vocea pusă în valoare.
Dar dacă știi ceea ce să faci pe piesă, cred că poți din orice piesă să scoți ceva senzațional. Unde ne vedeți pe noi cântând chestiile astea din piesa asta? Asta mă întreb. Adică eu și cu el. Eu sunt foarte sinceră, eu nu vă văd pe voi în filmul ăsta. Suntem din alt film în piesa asta. Nu avem ce să cântăm aici. Nu ne vedem în filmul ăla. Puțin complicat. Etapa asta înseamnă să ieși din zona de confort și orice artist adevărat ar trebui să se muleze pe orice fel de provocare. Pentru mine e o provocare deja că fac parte din grupul ăsta. Mie mi se pare deja o chestie foarte complicată să armonizez 5 oameni și să îi pui să lucreze împreună. Chiar putem face show, dar a fost nevoie de mâna unui profesionist să ne adune toate ideile, pentru că cu toții vedem lucrurile diferit și cu toții ne dorim să strălucim. Eu sunt foarte fericită că sunt în echipa asta, vă spun că se poate de sincer, e minunat. Deși n-am fost de acord cu piesa, parcă a început să iasă ceva drăguț și chiar sunt mândru de momentul nostru și da, sper să iasă bombă. Vom ieși din zona noastră de confort și cu siguranță va fi mult mai bine și vom surprinde și jurații și publicul. 1, 2, 3,
trecut foarte bine. Leșim. Eu am rămas aici, la final. Eu nu m-am așteptat. Bravo, guys! Nici eu nu m-am așteptat. Mulțumim. Noi am fost în Gerașii, ca să vă zicem, și am încercat să rupem scena. Au pregătit momentul cap-coadă, nu mă așteptam chiar la... Și l-au împărțit atât de bine. Mulțumim din suflet. La momentul a fost o sărbătoare așa în sine, pur și simplu. Adică odată o bună dispoziție, și nu doar piesa, și piesa aduce așa bucurie. Da. Dar și voi așa, cum v-ați respectat unul pe altul, nu v-ați băgat unul peste altul, ceea ce o să fie, sunt sigur, problemă la alte grupuri. Păi știi cum a fost? Mi s-a părut că a fost o scenă din High School Musical. Exact, sau... mă, la aia. Mi s-a zis des. Ceva asta, Glee. Lipseau coșurile de basket. Foarte, foarte mișto. Mi s-a părut că v-ați pregătit foarte bine momentul și ați avut și momente solo, v-ați și susținut între voi. Foarte bine. Mi s-a părut la marele fix, așa. Serios, va fi foarte greu să alegem între voi. Voi chiar păreți o trupă. Zici că ați venit aici toți cinci să vă afirmați, știi ce zic, de acasă. Gata, formați. Chiar ziceam lui Muga acum, înainte, ce greu e să faci o trupă mixtă. Da. Să trecem și la partea urâtă acum. Bun, băieți. Și fată. Da. Ce facem? Băi, ne-a ieșit foarte bine. Am fost plin de energie. Chiar, nu știu, da, nu știu. Și eu vă ador, bă, frate. Chiar era cu ceea ce trebuie. Eu chiar dacă nu trec, eu mă bucur pentru moment. Vreți să vorbim? Da. Da. Aici, mai aproape. Deci. Da, sunt de acord. Ăștia doi și sunt de acord. Sunt on, in my book. Și băiatul ăsta. Păi arătăm cam la fel. Și-am bifat. Adică ei au strălut, i-am văzut pe scenă. M-am uitat după ei. La fata asta i-am simțit piele de găină, la niciunul decât la asta, să știi. Da? Eu n-am trecut-o. Așa când am mai mult ca ceilalți. Da, și n-am observat, ești nebun, n-am văzut. Adică mă rog, ea s-a străduit, dar n-a strălucit între ei, știi? Nu vine să-ți plângi, mai faci așa. Mai plânge. Ne plângem. Că ne mă faci și pe mine să plâng, că eu sunt cel mai emotiv de aici. Eu vă spun, deci băiatul ăsta, m-am uitat, m-a spart. Deci da, cât dar ai văzut cum face floricele alea? Deci stângaci așa în mișcare. Deci foarte stângaci în mișcare. Și ți-a adus aminte de mine la simplu când făceam asta. De jos, cum este asta? Bă, dar atâta patos. Atâta patos. E mișto, mă, fata. Bun, de ce asta? Îmi place cum cântă. Mie mi-a dat goosebumps mie, fata dar asta. Nu... Doar ea mi-a dat goosebumps. Și cum ți-a dat cu... Goosebumps. Adică, gen, ea e singura care mi-a făcut pielea de găină. Tu ești singurul care a simțit asta, că noi trei nu. Bă, eu am n-am acest... N-am simțit-o neapărat. Mi-a plăcut cum cântă. Păr de... Îmi adică place foarte mult cum cântă, dar n-am văzut-o pe scenă prea mult. Da, mă, păi, dar fii atent, când se cânta Heia, ea era lead acolo. Tot timpul ai auzit. Ah, da, așa este, așa este. Băiatul lead. Eu zic să rămânem la ăștia. Adică mi-e greu să ții pachetul decât lead-ul la piesa asta. Bă, eu aș merge pe ăștia trei. Și eu aș merge pe ăștia trei. Bine, păi atunci facem așa. Așa, gata. Mă rog, știi ce credem noi? Da. Doamne ajută. Ok. Ha. Băi, guys, vestea proastă este că o să spargem trupa. Vestea bună e că unii trec mai departe. Ana Stănciulescu. Today you got it. Felicitări! Ioan Gasparovici și Stefan. You also got it. Mulțumim! Voi trei ați trecut mai departe. Îi mulțumim și Dariei și Erica și ni se pare că a fost un moment foarte tare. Da, bravo! Felicitări! Mulțumim frumos! Mulțumim mult! Bravo! Pentru mine, pentru Ana și pentru Ioan continuă aventura. Uite, ai trecut mai departe. Da, și nu mă așteptam să trec mai departe, de asta plâng, că sunt bucuros.
Eu când am văzut când i-am pe amândoi în față, am zis că sigur, sigur o să plecăm acasă. Dar eu nu pot să cred că am trecut mai departe, chiar nu pot. A fost genial.